3500 și 8500 la familie. Deci mărit pensia, dar e mai mică. Mai mică, da. Nu, cum se întâmplă așa? Și acum 180 în spate și tu rămâi cu 180 mai mic. Noi ne dădea adăugător 180 de lei la pensie, da? Și primeam mai mult decât... A, suplimentul acela, da? Și am mult dau mai mult decât acum cât ne-au dat Vlahotniuc. Acum eu cu 31 de lei mai putem primea. După cum... A, ce, nu mai dau adaos acela sau ce se întâmplă? Nu, adaosul este scos. L-o scos, a, am înțeles. Adaosul l-o scos și am rămas, cum să spune, că n-am, nu primesc pensii mai mari, dar pensii mai mici. Mai mic. 31 de lei, asta e totul de bani. Așa că el s-a laudat, s-a laudat, 600 de lei ne-o dat. De la 1 ianuarie 10%. Și am primit scrisoare. Am primit scrisoare de la dânsul. Să lauda cu 600 de lei, da. Scrisoare de la dânsul, scrie și în limba rusă și în limba românească. Pot să deschid, să o citesc. Sun acasă. Ia că e o sunată la mine. Tot o sunată, dacă nu... Ca să se laude. Da, da, eu am întrebat, eu n-am înțeles și el deodată nu s-a spus, că scheme ce trebuie să bani, dacă familia mea e rusească și am început să văd. El zice că te bat la Hătniuc. Dar eu zic, de spuneți, vă rog, zic, eu 28 de ani sunt la pensie, zic, și am 1500, unde-ți banii în ei? Zic, tu și pensie și mai mică, vă 3000. Și chiar așa au zis că e Vlad Plahotniuc? Da, 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 așa au zis că e Vlad Plahotniuc. Și mă, ta crezi că el te-a sunat? Dar eu îl cunosc pe glas, poate e podstroenă glas, nu știu. Asta tu mi-a spus una, că el nu mai sună acasă. Nu mai sună el. Cum nu mai... Și-o zis? Acum eu l-am întrebat, de ce zic, eu am atât, să zic și am 28 de ani când s-a pins, am 1500, eu n-am cu ce trăiesc. Eu nu și-am mai spus eu și nu mai... Dar eu fiz, am vrut să întreb de ce a scris, de a închis canalurile rusesc, dar n-am mai devenit. Că zic, a, m-a întrebat, zic, eu numai un an de zile la conducere, deci sunteți din 2009, dar zic, peste timpul... Timp comuniștilor tot el era în spate acolo. Peste timpul sunteți 28 de ani, sunteți la putere. Și nu trebuie să spuneți, nu trebuie să ne amăgiți, eu nu-s chiar așa cum m-am amăgit dumneavoastră. El că m-a uitat așa, o pus trupcă. Dar de ce acum, de ce înainte de votare? Da. A, păi, deci s-o hărnișit amu să facă drumuri, iarna lucrează și fac drumuri amu. Și numele Matalie acolo, da, tăi, da, tăi. Personalizat, da. Vlad Plahotniuc, ascultați-mă, dar de unde el știe? Și familia, și adresa, se-ți date personal, el n-are și căuta. Și toate cele, cum asta a venit, dar uitați să convert, cum să plec, da. E scris numai familia mea, da. Care dar sector, și... Și gata, de la cine nu știu, asta e acum înăuntru. Da. Și de ce scrie el că voi toți, bunicii și părinții, ați muncit o viață întreagă, ia scrie el, e corect că da, noi suntem părinților, ei au venit la gata bunicii, și fură, dar noi, cum să spune, am lucrat, am muncit și îmi dă acum pensii mai puțin decât primeam. Cum? Demagogie. Minciună! Domnul Salut. Plahotniuc, cum se spune, face el treabă omul, dar... Ce facem noi mai departe? Ce-a rămas pe la 24 februarie? Ia că de-am oprit oamenii scrisori, i-au sunat Plahotniuc, e clar ce-ți face. Iară placă, da? Da, și? Dacă e băieț simpatic, iubește poporul, poporul îl iubește. Mamă, eu am înțeles când era Cand acolo, când am împiat, a fost meeting-ul Partidului Democrat, a spus că... Republica Moldova să fie cu Uniunea Europeană, cu România. Gata, ne-am înțeles, dacă așa au zis... Dar niciun voronist acolo, în voronist.